Începem cu GTA 3. Nu neapărat primul joc 3D în care furi mafioți și împuști mașini, GTA 3 a fost jocul care a pus întrebarea de ce nu dăm camera aia jos din nori. Și bine că a pus-o, pentru că de sus nu poți vedea cum mașina din Tufiș se clatină de pe o parte pe alta. Plus, țineți minte GTA România sau GTA 3 București? Dacă pusul unei cutii pe o scândură pentru a o ține ridicată ți se pare un puzzle, te rog stai departe de obiecte ascuțite. Totodată, ai putea juca Half-Life 2. Pe lângă faptul că jocul e un succes din numeroase puncte de vedere, trebuie să spunem slavă cerului că a adus fizica realistă în gaming. S-a zis cu zilele când puteai legăna 10 elefanți pe o pânză de păianjen. God of War. God of War a fost unul dintre primele blockbustere din lumea gamingului care a avut curajul să spună o poveste precum cele pe care le vedeai în filme și care totodată te-a lăsat să calci în picioare monștri imenși și zeități grecești. Dark Souls. În ziua de azi, dacă un lucru nu e o clonă Dark Souls, e cel puțin Dark Souls-ul unei categorii. Fiecare joc e exact ca Dark Souls. The Surge e Dark Souls cu roboți. Cap de cană e Dark Souls-ul jocurilor cu căni. Feeding Frenzy e Dark Souls-ul jocurilor cu pești. Bătaia e Dark Souls-ul celor 7 ani de acasă. The Legend of Zelda, oricare dintre ele. Întreabă orice gamer care nu locuiește în România și vei auzi cum legenda lui Zelda le-a influențat copilăria, cariera și opiniile politice. La noi în țară cred că existau doar două console Nintendo până acum câțiva ani, deci acest joc este clar o experiență pe care putem să nu o împărtășim cu toții. Și nu în ultimul rând, World of Warcraft. Acest joc va păstra mereu un loc special în inimile gamerilor de pretutindeni pentru experiența unică pe care o oferă. Nimic nu e mai plăcut decât atunci când, după o zi lungă și obositoare de muncă, ajungi în sfârșit acasă și poți să-ți începi tura la al doilea job. În Dishonored joci ca mâna dreaptă a reginei asasinate chiar la începutul jocului. Crima ți este înscenată ție, iar sarcina ta este să-ți cureți numele folosind o varietate de arme și gadgeturi, precum și abilități magice ideale pentru un asasin. Treptat, în încercarea de a o aduce pe tron pe moștenitoarea de drept, fiica reginei, ajungi să fii elementul cheie în răsturnarea conducerii corupte din Dunwall, regatul consumat de ciumă. Pe lângă că oferă o varietate largă de opțiuni și stiluri de joc prin care poți să-ți atingi obiectivele, lumea din Dishonored se simte foarte vie și reală și este plină cu detalii care îi dau culoare, în ciuda tonului întunecat. Pentru cei ce deja au terminat de jucat jocul sau vor neapărat ceva mai nou, nu ratați a doua parte, Dishonored 2. Dezvoltatorii au reușit să aducă îmbunătățiri formulei din cam toate punctele de vedere, atât tehnic cât și vizual, dar și cantitativ când vine vorba de conținut. Dacă ești gamer și nu ai încercat încă seria The Witcher, s-ar putea să ratezi una dintre cele mai importante experiențe ale tale din jocuri. The Witcher 3 este cel mai accesibil punct de intrare pentru oricine. Un RPG complex cu o poveste fantastică în care protagonistul este un vânător de monștri, un soi de detectiv și mediator al unei lumi care nu depinde neapărat de prezența lui acolo, dar beneficiază enorm de ea. Jocurile reușesc să aducă la viață atât universul în care sunt plasate, cât și personajele care trăiesc în acel univers. Dacă sunteți interesați de o poveste epică, cu regate în război, vrăjitoare, monștri și dragoni și poate cel mai complex triunghi amoros din gaming, ați găsit jocul potrivit pentru voi. Iar dacă sunteți foarte pasionați, vreți întreaga poveste și nu vă deranjează un gameplay puțin învechit, recomand cu căldură să începeți chiar de la primul joc Witcher. Al doilea e undeva între. Jocurile sunt disponibile pe toate platformele mari și vă vor oferi de la câteva zeci până la câteva sute de ore de amintiri plăcute. Ți-ai dori mereu să faci o excursie în străfundul oceanului care se decurgă prost și să rămâi blocat într-un oraș subacvatic plin cu mutanți care și-au pierdut mințile? O dorință surprinzător de specifică, dar BioShock s-ar putea să fie experiența de care ai nevoie. Scopul tău în joc este să pui cap la cap lucrurile care au dus la ruinarea orașului subacvatic în timp ce ești asaltat de locuitorii lui și ghidat de vocea unui străin amabil. Ideal ar fi să părăsești orașul intact, dacă ai cum, având în vedere ce evenimente decurg timp ești acolo. Mă refer la tine ca jucător, nu la personaj, pentru că unele părți din joc te vor face să te simți cu adevărat neajutorat. Dacă excursiile în orașe neobișnuite chiar sunt chestia ta, nu rata nici BioShock Infinite. Jocul e plasat într-un oraș suspendat în aer în care oamenii sunt surprinzător de normali la cap, cel puțin aparent. Tematic, aceste jocuri sunt foarte diferite și totuși există similarități în abordarea temelor filozofice despre ce înseamnă să ai liber arbitru sau să fii în controlul propriului destin. Există și BioShock 2, dar oamenii nu l-au prea iubit. Mie mi s-a părut mai mult din BioShock 1, dar fără așa mult sens. În seria jocurilor care pun povestea în prim plan, Detroit Become Human trebuie neapărat menționat pentru că e un joc care chiar pune gameplay-ul pe plan secundar. Implică totuși o mulțime de quick time eventuri, iar dacă ești un fan al quick time eventurilor, aș vrea să-ți spun mai întâi că statistic vorbind nu existi, dar te vei simți ca acasă în Detroit Become Human. Într-o lume în care androizii au ajuns aproape de nedistins de oameni, iar societatea este dată peste cap de progresul prea rapid al tehnologiei, vei lua rolul a trei androizi, fiecare cu o poveste unică. Soarta lor și a orașului este mai mult sau mai puțin în mâinile tale, pentru că vei avea oportunitatea să iei decizii care chiar au un impact asupra evenimentelor din joc. Trebuie să spun că, în experiența mea, care dintre decizii chiar vor avea un impact și mai exact ce consecințe vor avea, mi s-a părut de multe ori lăsat la voia întâmplării. Mie mi-a plăcut jocul, dar simt că nu și-a atins complet potențialul, în special înspre final, cu un plot twist pe care în mod generos pot doar să-l numesc super tâmpit.
O apocalipsă cauzată de împrăștierea unei ciuperci mutante dă startul evenimentelor la care vei lua parte în The Last of Us. În ciuda situației și din motive explicate în joc, protagonistul nostru acceptă să ia parte la transportul celui mai de preț cargo, o fetiță care pare să fie imună la virus. Pe parcursul jocului observăm relația celor doi evoluând în ciuda diferențelor personale și a mediului pe care trebuie să îl înfrunte. The Last of Us este probabil una dintre cele mai bune reprezentări ale relațiilor interumane pe care le veți găsi în jocuri video. Probabil pentru că nu e un joc preocupat cu ce e bun sau rău, ci doar cu ce e uman. E greu de descris într-un video scurt de ce merită jucat, pot doar să vă spun că merită. Iar cu un sfârșit care trebuia să vină cu vreo 5 ore mai devreme și cu un tratament al personajelor ce rivalizează spitalele de la noi din țară, The Last of Us 2 a împărțit lumea gamingului în oameni care îl urăsc și oameni care îl iubesc. Dacă ați terminat de jucat primul joc și nu sunteți satisfăcuți cu încheierea poveștii, nu aveți decât să jucați voi înșivă al doilea joc și să vă trageți singuri concluziile după aceea. Să decideți dacă The Last of Us 2 este Sfântul Graal sau gunoi flambat. Tu și prietenii tăi sunteți într-o vacanță tropicală și decideți să săriți cu parașuta, dar nu știați că insula pe care urma să aterizați se află sub ocupația unor pirați care vă iau imediat prizonieri și intenționează să vă vândă în sclavie. Unul dintre prietenii tăi este omorât chiar în fața ta de liderul complet nebun al piraților, iar tu aproape îți pierzi viața părăsind tabra. Sper că nu ai ghinionul să te afli chiar acum în situația asta, eu vorbeam despre protagonistul din Far Cry 3. În ciuda faptului că Far Cry este o serie cu un focus mai mare pe explorare și supraviețuire decât pe spunerea unei povești, Far Cry 3 excelează prin faptul că atât narrativa cât și gameplay-ul în sine sunt sincronizate și ilustrează schimbarea radicală prin care trece personajul. Antagonistul, cel puțin al primei părți, este și el un personaj fascinant și greu de înțeles de la început, iar atât protagonistul cât și jucătorul care îl ghidează încep jocul cu o perspectivă limitată asupra locului în care se află și a ceea ce înseamnă să fii un supraviețuitor în acel loc. Până în final, toate acestea se vor schimba, iar pentru a înțelege cum, cred că e mai bine să jucați jocul. Far Cry face parte dintr-o serie lungă de jocuri care sunt destul de similare, măcar din punct de vedere mecanic. Jocul despre care vom vorbi acum începe cu doi androizi în serviciul Pământului luptând cu o armată de roboți extraterestri care au invadat planeta. Lucrurile se complică în Nier Automata pe măsură ce îți dai seama că oamenii nu prea sunt de găsit, iar roboții de pe Pământ nu sunt toți ostili. Unii dintre ei încep să imite comportamentul uman într-un mod mult prea familiar, recurgând chiar și la sinucidere. Natura lor, precum și întreaga poveste, sunt dezvăluite în decursul a mai multe playthrough-uri în care veți experimenta jocul din perspectiva mai multor personaje. Și mi-e puțin greu să explic de ce jocul e de fapt așa bun cum e, clar nu e sistemul de lupte, cu toate că e distractiv și nici alergatul prin deșert minute întregi, cu toate că nu e distractiv. Există un subtext filosofic profund dacă ai răbdare să-l descoperi, iar personajele sunt scrise îndeajuns de bine încât, în finalul jocului, nu vei putea să te decizi care dintre ele are dreptate. Iar asta cred că îl face special pentru că reflectă perfect viața reală în care lucrurile nu sunt în alb sau negru, ci în multe nuanțe de gri. Dacă lucrurile astea nu te impresionează suficient, dar îți plac roboții imenși și îmbrăcămintea sumară pe fete din anime, tot aici le poți găsi în mod ciudat. Undertale. Un RPG în care joci o fetiță sau băiat sau ce vrei tu să te prefaci că e, care cade într-un nu știu cum să-i spun altfel hău și se trezește în lumea monștrilor de unde vrea imediat să iasă, dar știe că singura cale să facă asta este să îi măcelărească pe toți, dacă ești nesănătos la cap sau doar vrei să vezi ce se întâmplă, sau să se împrietenească cu monștrii și să le explice că a uitat ceva pe foc în lumea oamenilor și se cam grăbește. Vei mai vrea totuși să părăsești această lume după ce vezi ce personaje colorate trăiesc acolo sau după ce devii fără să vrei responsabil de soarta lumii subterane? Jocul arată puțin neplăcut până ți se ajustează ochii la grafica de consolă Terminator sau joc pe televizor, dacă îi mai spunea cineva așa. Povestea e frumoasă și ușor de urmărit, lumea din Undertale e plină de detalii care îi dau viață și conține atât momente de comedie cât și de tragedie, câteva twisturi surprinzătoare, iar emoțiile pe care jocul încearcă să le transmită sunt surprinse foarte bine în coloana sonoră. Dacă ați încercat Undertale și nu vă place, nu e absolut nicio problemă, chiar nu e un joc pentru toată lumea, nici prietenii mele nu i-a plăcut și încă suntem împreună, cel puțin până încercăm Cuphead. Te-ai întrebat vreodată dacă nu cumva ai un frate despre care uita să le menționezi tuturor prietenilor tăi și pe care nu l-ai trecut nici măcar în testament, deși ai avut experiențe apropiate de moarte de nenumărate ori în ultimii ani? Nu ești singurul. Protagonistul din Uncharted 4 a trăit aceeași dramă nu de mult. Povestea este despre acești doi frați care, din motive destul de bune, pleacă în căutarea unei comori ascunse de niște pirați legendari. Nu vă spun prea multe, însă modul în care ești purtat în căutarea comorii este absolut captivant. Seria Uncharted a fost mereu concentrată pe aventură și momente care te țin cu sufletul la gură, ca o combinație dintre filmele Indiana Jones și părțile mai bune din Fast and Furious. Dar cu Uncharted 4 eu cred că au atins un punct în care toate elementele din joc se potrivesc perfect, de la grafică la narrativă, muzică și o combinație între momente explozive de acțiune și unele mai liniștite în care ajungi să cunoști personajele. Deși am auzit că și Uncharted 2 e foarte bun, lăsând la o parte fratele scos din joben, mie mi se pare că al patrulea joc aduce un aer de seriozitate și realism nemai întâlnit până în acest punct în serie. Dacă îl joci, nu cred că o să te plictisești niciun moment și e posibil chiar să te simți puțin atins de poveste dacă nu cumva ești un android.
De multe ori când un joc e bun, e greu să explici de ce e așa, fără să ruinezi surpriza care te-ar fi făcut să înțelegi de unul singur că e dacă doar îl jucai. Spec Ops The Line e clar un joc din categoria asta. Un shooter în care un echipaj militar format din protagonistul jocului și alți doi soldați americani e trimis în Dubai să recupereze un alt echipaj care a stat acolo puțin cam mult timp și cu care nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat. Bine, eu știu ce și e foarte interesant, dar nu pot să vă spun fără să stric surpriza. Cu toate că vorbim de soldați americani care împușcă oameni într-o țară străină, jocul nu a fost intenționat ca un competitor Call of Duty sau Battlefield. E evident mult mai slab ca gameplay și grafică, dar ce are în schimb e un motiv să existe, altul decât faptul că a mai trecut un an și gamerii au prea mulți bani în buzunare. Spre deosebire de alte shootere, Spec Ops ia o atitudine mai realistă privind implicațiile războiului, atrage atenția către ce efect are război asupra indivizilor care iau parte la el și ridică întrebări ca dacă acțiunile acestor oameni pot fi justificate de misiunea lor sau dacă protagonistul înțelege măcar ce face. E un moment, de exemplu, în care ajungi să faci un lucru nasol fără să vrei și atât protagonistul cât și tu, cel mai probabil, vă veți simți îngrozitor. Nu e cea mai plăcută emoție, într-adevăr, dar un joc care reușește să stârnească această emoție trebuie măcar să facă ceva bine, nu? Recomand Spec Ops dacă îți plac câtuși de puțin shooterele și ești interesat de ceva diferit de data asta. Ce părere ai despre explorarea unui regat aproape abandonat din perspectiva unui soldățel insectă cu un fel de așchie pe post de armă? Perfect, pentru că exact asta vei face în Hollow Knight. La început tot ce trebuie să faci e să sari într-o fântână și să alegi o direcție în care preferi să mergi. O mulțime de gândaci scârboși de acolo nu sunt tocmai încântați de prezența ta și probabil vei fi nevoit să le amintești că tu ești cel cu sabia în mână, nu ei. Mai puțin când sunt și ei, atunci le amintești că tu ești mai puternic decât ei. Mai puțin dacă mori, atunci le amintești că nu mereu trebuie să fie plictisitor la muncă. Pare un moment bun să vă spun că Hollow Knight e un joc greu. Pe lângă inamici obișnuiți care dau cu tine de toți pereții, există capcane la fiecare pas și boss battle-uri care nu au deloc milă. Iar locurile unde reapari după ce mori nu sunt tocmai la tot pasul. Vei putea progresa prin joc numai după ce înveți să stăpânești cât de cât mișcările, pentru că inamicii reapar la locul lor de fiecare dată când mori, nu știu după ce logică. Nu e totul chiar mega greu de la început, ci harta se deschide gradual și în mod natural pe măsură ce descoperi abilități care te vor ajuta să progresezi. De exemplu, poate vei vedea un șans foarte mare peste care știi că nu vei putea să treci fără abilitatea pe care o primești ulterior de la Șanț B-Boy. Reușește să aducă la viață o atmosferă foarte cuprinzătoare. Toate environment-urile pe care le vedeți, precum și personajele, au fost desenate de mână de dezvoltatorii jocului. Tonul jocului e foarte întunecat, dar cu un mic aer de speranță, ca și cum, cine știe, poate acțiunile tale vor fi capabile să readucă niște viață în regatul dezolat. Moștenitoarea unei case care se poate sau nu să fi fost blestemată se întoarce acasă pentru a-și redescoperi arborele genealogic în What Remains of Edith Finch, un joc care îmi place foarte mult pentru că înțelege perfect mediul din care face parte. Se concentrează în totalitate pe spunerea unei povești despre viața și moartea membrilor acestei familii, dar are o calitate magică precum cărțile cu ilustrații 3D pentru copii și deși vorbește despre moarte, o face în cel mai viu mod posibil. Diferă de majoritatea jocurilor întrucât nu există acțiuni majore care să miște un plot. E vorba doar de povestea mai multor oameni foarte diferiți unii de alții care au făcut parte din aceeași familie. O poveste spusă cu ajutorul jucătorului care ajunge să vadă esența fiecăruia dintre ei atât prin ochii unui nou venit în casă, cât și aproape direct prin ochii lor, în niște secvențe care debordează de creativitate și autenticitate. Despre asta vorbeam cu înțelegerea mediului. Numai un joc te poate transpune atât de bine în pielea altcuiva fără să fie căutat de poliție după. Am căutat mult timp un mod mai bun de a explica jocul, dar doar jucați-l dacă aveți câteva ore. E foarte creativ și plin de viață și e printre singurele lucruri care pot fi descrise ca scurte și bune. It Takes Two s-ar putea să fie cel mai bun joc pentru doi jucători. Jocul a fost construit de la cap la coadă cu ideea că va fi jucat doar în doi, deci sper că ai măcar un prieten disponibil sau dacă nu, măcar un dușman foarte singuratic și disperat. Povestea este despre un cuplu în pragul despărțirii, prea prins în certuri să mai aprecieze lucrurile mici din viață și relația pe care au cu fiica lor. Cei doi sunt transformați în două dintre jucăriile fetiței și trimiși într-o aventură de o carte vorbitoare, vă rog nu puneți prea multe întrebări, prin casa și grădina lor în care vor învăța să-și reconstruiască viața și să aprecieze ceea ce au. Povestea e ok, dar nu neapărat material de Oscar. Ce face jocul să fie absolut genial, în schimb, e diversitatea incredibilă de nivele și stiluri de joc pe care o oferă. Într-un moment veți ajuta un grup de veverițe revoluționare să-și recupereze teritoriul de la o colonie imensă de albine. În următorul vă veți întrece în snowboarding într-un parc din interiorul unui glob cu zăpadă. Veți căuta o prințesă elefant într-un regat construit din jucării sau veți călări taxiuri broaște încercând să ajungeți la floarea care a pus stăpânire pe grădină. Fiecare dintre jucători are abilitățile lui unice, dar complementare cu ale celuilalt. Iar în fiecare lume din joc, acestea se vor schimba. Pe lângă asta există zeci de minigame-uri pe care cei mai curioși dintre jucători le pot găsi. La ce varietate mare de stiluri de joc oferă, e imposibil să plictisești. Pentru mine a fost cea mai plăcută surpriză din ultima vreme când vine vorba de jocuri, iar pentru încă un bonus, indiferent dacă ați jucat jocul local, co-op sau prin internet, nu e nevoie decât ca unul dintre voi să-l dețină pentru a-l putea juca. E un joc care chiar pune preț pe împărțirea unei experiențe plăcute cu altcineva. Ai stat vreodată în duș să-ți amintești o situație foarte incomodă din viața ta și să consideri cum ai rezolva-o complet diferit acum că ai parte de beneficiul retrospectivei? Vestea bună e că în Outer Wilds ai la dispoziție câteva minute să oprești universul din a exploda, iar în caz că nu reușești, poți să încerci din nou și fără să te faci de râs la fel de tare de data asta. Te trezești pregătit să faci prima călătorie în afara planetei, iar după ce începi să înțelegi cum se controlează nava cu care urmează să explorezi un micuț sistem solar, are loc o explozie cauzată de ceva ce rămâne să descoperi tu, chestie pe care, dacă vrei să ieși din ciclul temporal de 22 de minute, ar fi bine să o previi. O să călătorești pe mult
multiple planete, fiecare funcționând după alte reguli, dar nu vreau să vorbesc mai mult despre poveste pentru că aș ruina o mulțime de surprize plăcute. Partea foarte tare la joc e că soluția tuturor problemelor tale îți e disponibilă de la bun început, pentru că odată ce are loc resetarea, nu mai rămâi cu nimic altceva decât cu informația pe care ai adunat-o până atunci. Deci trebuie să te folosești inteligent de timpul tău să ajungi să cunoști prin explorare lumea în care te afli. Foarte puține jocuri fac asta atât de bine, deci recomand dacă aveți ocazia să jucați Outer Wilds cu sau fără un walkthrough deschis în browser în caz de nevoie. Am fost sunat de domnul Klaus Iohannis, președintele României, chiar în această dimineață și m-a rugat personal să vă spun despre un joc ce, spune domnia sa, nu eu, ar trebui să fie jucat de mai multă lume. Așa am ajuns să fac un video despre Return of the Obra Dinn, un joc pe care vă rog să nu-l judecați din start pentru cum arată. Vă jur că după 10 minute creierul vostru va fi prăjit de grafică și o să începeți să apreciați și celelalte mici complexități ale lui. Dacă poți trece peste acest aspect, literalmente peste aspect, este un joc detectiv excelent despre un agent de asigurări care merge pe o barcă unde a avut loc un mic masacru să determine câți bani le datorează compania familiilor decedaților. Folosind un ceas care dă timpul înapoi și ți arată momentele de înaintea morții fiecărui membru al echipajului pe care îl găsești, trebuie să deduci identitatea fiecăruia dintre ei și exact motivul morților. Morților. Vei avea nevoie de niște abilități deductive pentru că cine ar fi zis, oamenii nu obișnuiesc să își rostească specific numele și cauza morții chiar atunci când sunt gata să moară. E un joc foarte bun, unic și din păcate ceva ce poți juca numai odată, pentru că după ce vei afla ce s-a întâmplat și de ce, va fi cam greu să-ți scoți asta din memorie fără un baston din Men in Black sau o rangă și multibuprofen. Ce ai face dacă în urma unui pact cu diavolul ai fi nevoit să-i fii cămătarul personal și să mergi să colectezi sufletele tuturor celor care îi sunt datori? Probabil că te-ai decide pe moment dacă vei face acest lucru sau vei încerca să te opui, dar în Cuphead ai ocazia unică să-i faci treaba murdară întâi și abia apoi să te întorci împotriva lui cu un arsenal de abilități magice și skill dobândite în decursul jocului. Toate acestea într-un joc desenat și animat în stilul desenelor din 1930, exact așa cum astăzi ne mai poate confirma nimeni. Jocul e greu, fiind populat aproape în exclusivitate cu boss battle-uri și vei avea nevoie de multă îndemânare pentru a-ți duce misiunea la capăt. Din fericire, e un joc care poate fi jucat în 2 jucători și chiar recomand să fie pentru o experiență mult mai bună. Eu personal m-am distrat mult mai bine jucând cu un prieten, pentru că atunci când joci cu cineva și moare, ai posibilitatea să-l înjuri și strângi de gât. Te trezești dintr-o dată într-o cameră unui laborator foarte avansat tehnologic și o voce robotică îți explică ce ai de făcut pentru a da o mână de ajutor progresului umanității, cu sau fără voia ta. Portal e un joc în care treci printr-o secvență de puzzle-uri tot mai complexe, folosind o armă care scuipă portale pe pereți. În caz că e prima dată când auzi de Portal, bun venit afară din peșteră, se scoace, dar faptul că e mai vechi nu o să mă oprească din a-l recomanda ca un joc foarte bun și memorabil. Robotul care îți vorbește constant în decursul jocului e carismatic și distractiv și deloc nebun, iar povestea e scurtă și de impact. Dacă ai câteva ore la dispoziție, poți juca întregul joc și vei vedea despre ce vorbesc. Dacă mai ai câteva ore și te-ai îndrăgostit de concept sau doar vrei să sari peste primul joc pentru că nu apreciezi arta, ai putea chiar încerca Portal 2, o continuare excelentă. Dacă ți se pare că jocurile pe care le joci sunt mult prea grele și crezi că vieții tale i-ar mai folosi un strop de teroare existențială, nu ai altceva de făcut decât să descarci și să joci Dark Souls. E vorba de o lume fantastică întunecată, a cărei decadențe face ca toate lucrurile să se ducă dracului în termeni academici, iar tu, un războinic mort și nemuritor în același timp, te plictisești de stat în celula ta și dai o mână de ajutor distrugerii lumii, sau poate renașterii lumii, alegerea ta. Dark Souls este un joc foarte greu, dar corect, adică îți va da bătăi de cap doar atât timp cât ratezi luptele ca pe un concurs de apăsat butoane random. După ce treci de această barieră, ți se va deschide mintea către o nouă dimensiune a jocurilor video și, cu bune sau cu rele, nu vei mai fi același om niciodată. Alătură-te chiar astăzi unui grup de oameni care nu se mai pot simți confortabil decât când sunt călcați în picioare de monștri uriași. O versiune remastered a jocului s-a lansat nu de mult pentru cei care nu vor să joace în timp ce le explodează calculatorul sau consola, deci ai ocazia perfectă să-l joci. Uite ce se întâmplă în Hades sau Hades, dacă îți place foarte mult ciocolata. Tu ești Zagreus, fiul lui Hades, care întâmplător e conducătorul iadului din Grecia antică și ești la vârsta la care treci printr-o fază și vrei să pleci de acasă. Eventual să-ți vezi și mama care a plecat cu ceva timp înainte. Tatăl tău nu e tocmai de acord cu asta și le ordonă tuturor creaturilor de pe multiplele nivele ale iadului grec antic să te snopească în bătaie când te văd. Chestia asta se va întâmpla în repetate rânduri, dar din fericire nu poți să mori, cel puțin nu pe bune, ci te trezești înapoi la început, puțin mai supărat de fiecare dată și posibil cu niște abilități noi. Totodată, de fiecare dată când pleci spre suprafață, vei fi ajutat de o echipă de zei greci care cred că doar vor să-și bată joc de eforturile tatălui tău. Hades este un exemplu excelent de amestec între spunerea unei povești și gameplay, așa că nu ezita să-l încerci dacă sună ca ceva ce ai juca și să lași un comentariu cu cum ți s-a părut. Greu găsești un joc în care esența pură a unui shooter e mai vizibilă decât în Doom Eternal, un joc care îți pune la dispoziție un arsenal complex de arme de soldat spațial pentru a cauza un democid extraordinar de distractiv și satisfăcător. Vei primi abilități și arme noi la fiecare pas și le vei dezvolta în paralel cu pusul la pământ al inamicilor tot mai mari și mai scârboși și mai eretici vis-a-vis de religia Doomslayer-ului. Am vrut să recapitulez plotul pentru voi, dar e prea mult de citit pe Wikipedia, eu nu îl știu și cui pasă. Dacă vrei să știi care e plotul neapărat, 1. Are legătură cu protejarea pământului și 2. Te rog, încetează cu prostiile, pentru că Doom este și a fost mereu un joc mega absurd dacă chiar te gândești la ce se întâmplă în el într-un mod realist. Nu o să te ridici foarte curând de la biroul tău corporatist plictisitor să mergi să te bați cu demonii în iad, deci interpretarea realistă nu o să ajute cu nimic. Deci dacă e prima dată când auzi de el sau doar ai amânat jocul până acum, ai face bine să te apuci de tăiat demonii în două cu drujba. Într-o lume împărțită
însoțită de numeroase conflicte și lipsită de empatie pentru viața umană, în care banii sunt singurii care au un cuvânt de spus, iar corporațiile sunt tratate mai bine decât oamenii, m-am hotărât să vă vorbesc despre Deus Ex Human Revolution, un joc care îmi place foarte mult. În joc, vei lua rolul unui tip prins în mijlocul unui mare conflict între două tabere. Într-o parte sunt oamenii care susțin augmentarea corpului uman folosind implanturi cibernetice și părți robotice, iar în cealaltă parte sunt oamenii plictisitori care urăsc progresul. Modul în care diferă de alte jocuri moderne în care îndrepți arma spre om și tragi e faptul că Deus Ex pune preț pe acțiunile tale într-un mod ceva mai convingător. Pe lângă că te lasă să-ți îmbunătățești personajul în ce fel vrei, de la întărirea tălpilor lui până la pus puncte înscobit în nas, vei putea să iei decizii cu un impact real asupra poveștii. Dacă vrei un exemplu, doar joacă prima misiune să vezi despre ce vorbesc și nu te duce la timp să salvezi ostaticii. Human Revolution e un sequel al altui joc ținut minte ca unul dintre cele mai bune jocuri din toate timpurile, Deus Ex, jocul de acum 20 de ani. Un joc într-adevăr foarte bun și în ziua de astăzi, deși pentru mulți dintre voi grafica și gameplay-ul primului joc o să pară atât de învechite încât probabil veți suspecta că au fost făcute înainte de Hristos. Dar dacă te-ai născut înainte de 2000, poate nu ești așa de nefamiliar cu ororile astea și îi dai o șansă și primului joc. Acum ceva timp cineva s-a întrebat dacă nu cumva ar avea succes un joc în care luptele se rezolvă ceva mai complex decât apăsând un singur buton în mod epileptic. Ba da, i-au răspuns vocile din capul lui, dar numai dacă amestecăm sistemul de lupte cu o poveste complicată în care demoni gigantici invadează pământul la fiecare nanosecundă și sunt învinși de niște vânători de demoni extrem de șmecheri și care s-ar potrivi foarte bine la parada modei. Așa a apărut seria Devil May Cry, un exemplar al ceea ce înseamnă lupte cu stil. Dacă nu ai jucat niciodată un joc în care câteva dintre armele disponibile sunt o mână robotică cu o furculiță în capăt, două jumătăți de motocicletă sau un braț făcut din banane, vă asigur că are foarte mult sens dacă urmăriți povestea, nu există moment mai bun să faci asta decât acum, în Devil May Cry 5, cel mai recent și unul dintre cele mai bune jocuri din serie. Sistemul de lupte este cât se poate de variat și satisfăcător și până și povestea e distractivă, cel puțin până începe cascada de plot twist-uri. Dacă ai jucat God of War sau Bayonetta și te întrebai de unde s-au inspirat, răspunsul tău e chiar aici. Uite ce se întâmplă în Just Shapes and Beats. Ești o simplă figură geometrică, iar treaba ta e să înfrunți pe beat alte figuri geometrice malefice care distrug lumea. În termeni de poveste, nu e tocmai Romeo și Julieta, dar e extrem de bine pus la punct din punct de vedere mecanic și extraordinar de satisfăcător de jucat dacă o faci bine. Muzica e foarte bună, iar fiecare mișcare pe care o vezi pe ecran e sincronizată în mod plăcut cu un efect audio. Poți repeta nivelele ce îți plac și poți juca online sau local cu până la 4 jucători. Este un joc greu, dar o experiență pe care orice gamer interesat de o provocare ar trebui să o aibă, iar pentru că e un joc despre ritm, o să-i dau un moment să se prezinte singur. Te trezești în apartamentul tău futuristic și ești pregătit să fii subiectul unor serii de experimente, dar în mijlocul lor ceva merge extrem de prost și din nou te trezești în apartament. Dar se pare că lucrurile nu sunt ceea ce par. Ești în interiorul unei simulări a unor momente din viața ta pe o navă spațială care a fost invadată recent de extraterestri. Nu ai alte amintiri legate de cine ai fost până atunci, dar în căutarea ta pentru răspunsuri vei avea ocazia să descoperi cine era acest om și care e rolul său aici. Prey este un joc care se joacă cu mintea ta. În timp ce unii extraterestri sunt extrem de letali, alții pot lua forma oricărui obiect obișnuit, de la un scaun la o cană de cafea, ceea ce face explorarea unui birou mult mai terifiant decât ar trebui să fie. Acesta este genul meu preferat de joc pentru că nu îți bagă pe gât un mod de a avansa, ci îți dă un set de unelte și abilități din care poți să alegi, iar progresia e în mâinile tale. Povestea e captivantă și plină de surprize și de asta vă recomand să o descoperiți personal. Superhot este un first person shooter cu un twist. Timpul se mișcă doar atunci când te miști și tu, mă rog, aproximativ, iar asta îți permite să planifici foarte atent modul în care îți înfrunți obstacolele. Dacă ți se pare un avantaj prea mare într-un shooter, stai liniștit. Inamicii tăi vin în grupuri mari de oameni roșii și majoritatea au arme, iar tu ești neînarmat și ești și unul singur, în caz că nu ai personalități multiple. Dacă asta nu era de ajuns, corpul tău e mai fragil decât o vază din Egiptul antic făcută din biscuiți, așa că mori de la o singură lovitură. Superhot mi se pare un joc tip arcade, adică oferă o experiență pură, distractivă, care nu are nevoie de altceva, dar are și o poveste superficială, în caz că ești genul de om care nu se poate juca nici piatră hârtie foarfecă fără să-și închipuie că e soarta lumii în joc. Jocurile sunt mediul în care toate măștile dispar. Dacă ai jucat vreodată un joc online care te-a lăsat dezamăgit de umanitate și eventual te-a făcut să te simți ca un criminal în serie pentru câteva momente, știi exact despre ce vorbesc. Ai avut vreodată totuși experiența opusă? Îmi pare rău dacă nu, dar îți pot spune unde am găsit-o eu. Journey reprezintă o călătorie într-o lume lipsită de teabagging și sucabliat. Nu pun la îndoială natura mizerabilă a umanității, dar din când în când ajută să luăm o pauză de la rahatul pe care îl înghițim zilnic online pentru a avea o experiență frumoasă și poate chiar profund personală, chiar și fără să fim singuri când o avem. Jocul a fost lansat inițial exclusiv pe PlayStation 3, dar de o vreme e disponibil și pe PS4 și PC și nu există moment mai bun să-l încerci. Sunt curios dacă sunt totuși jocuri care și-au lăsat amprenta și asupra ta, deci lasă un comentariu și spune-mi care și de ce. În viitorul foarte îndepărtat,
umanitatea a început să colonizeze planete locuibile. Una dintre navele de coloniști spațiali e lovită de ceva și cade în larg pe una dintre aceste planete. Tu ești un supraviețuitor care ar cam vrea să se întoarcă acasă, poate și să afle ce naiba s-a întâmplat și dacă are timp să se intereseze și de ceilalți naufragiați. Vorbim despre un survival aici, deci vei căuta materiale și elemente de bază pentru supraviețuire, din care ulterior vei dezvolta unelte și tehnologii tot mai complexe cu care vei supraviețui tot mai bine în ocean. Scopul tău final este să aduni suficiente părți electronice încât să poți construi un calculator suficient de puternic să ruleze Subnautica fără lag, dar s-ar putea ca asta să fie imposibil indiferent de cât de îndepărtat e viitorul în care cauți, pentru că jocul e la fel de bine optimizat ca o căruță fără roți la care caii sunt legați fedeleși și puși deasupra de ea. Aș vrea să vă recomand chiar și așa Subnautica sau Subnautica, dacă îi spui așa, pentru că jocul excelează prin atmosferă, explorare și prin celelalte lucruri, poate și prin poveste, dar nu mi-amintesc povestea foarte bine, deci atunci când am spus că e memorabilă se poate să fi mințit. Dar jocul e bun și recomand să-l joci dacă îți place supraviețuirea și mă gândesc că îți place sau cel puțin o tolerezi, având în vedere că ești viu acum. Dacă știi cum e să ajungi acasă după o zi epuizantă de muncă în care ai simțit permanent o privire rece peste umărul tău și să vezi cum puținii bani pe care i-ai câștigat se duc pe mâncare și întreținere, te vei simți ca acasă în Papers, Please. Lucrezi ca un agent vamal într-o țară comunistă, încă un motiv să te simți acomodat, iar treaba ta este să verifici actele oamenilor ce vor să intre în țară. De ce ar vrea să intre în țară e o întrebare tare bună. Probabil celelalte țări sunt dublu comuniste. Inițial vei avea de verificat un act simplu sau o ștampilă pusă unde trebuie, dar pe parcurs complexitatea crește odată cu numărul de acte diferite și dubioșenia oamenilor care trec pe la oficiul vamal. Tu decizi cine intră în țară și cine doar primește un picior în fund și trebuie să fii atent pentru că nu numai viețile acestor oameni depind de tine, ci și familia ta pe care o regăsești acasă după fiecare zi de muncă, deseori flămândă și cu diferite neajunsuri. Chestia bizară e că dacă faci o alegere greșită, să zicem că nu ai fost atent și permiți cuiva cu o greșeală în documente să intre, ești amendat automat. Deci probabil mai e un agent care te verifică pe tine și după aceeași logică altul care îl verifică pe el și tot așa. Iar toți oamenii ăștia trebuie plătiți de undeva și ăsta e probabil motivul pentru care nimeni nu mai are de mâncare în țara asta. Shadow Fight 2. Povestea în Shadow Fight 2 e următoarea. Protagonistul e o umbră pentru că developerii au realizat că e mult mai ușor să faci niște siluete să se bată în loc să desenezi și animezi personaje detaliate. E un joc cu lupte 2D stil Mortal Kombat, dar mult mai lent și nerafinat, în care tu și alt tip umbră controlat de un AI face schimb de pumni și picioare până unul dintre voi e mort. Ideea în lupte este că ar trebui să aștepți până vezi o deschidere, ca atunci când celălalt ratează un atac și să lovești abia atunci. Dar pentru că nu am avut mult timp să învăț să joc, n-am avut de ales decât să învăț rapid faimosul stil de arte marțiale cunoscut ca Spam Fu. Între lupte ai posibilitatea să îți cumperi echipament care din ceva motiv costă și bani și gem de piersici probabil, pe care îl poți cumpăra doar cu bani reali. Bănuiesc că și developerii au nevoie de o sursă de venit. Luptele sunt gradate cu un nivel de la Easy la Impossible. Diferența dintre ele e că la Easy inamicii sunt făcuți din hârtie iar tu din ciment, iar la Impossible ei te omoară dintr-o lovitură, iar singurul tău atac disponibil e cel cu telefonul de perete. Stilul meu de luptă nu m-a dus prea departe și pentru că progresia e un căcat flambat, după câteva lupte am ajuns într-un punct în care efectiv nu mai puteam înainta. Echipamentul pe care mi-l puteam cumpăra chiar și cu bani reali era de nivel mai mare decât aveam eu, iar nivelul nu mi-l puteam crește decât câștigând lupte la Impossible sau extrem de lent după niște lupte pe care le puteam juca doar o dată la 4 ore. Concluzia despre Shadow Fight 2 este că recomand cu mult mai multă căldură Shadow Fight 3. Mi-e greu să înțeleg cum reușiți să jucați bine shootere pe telefon. După ce am încercat Standoff, am realizat că în viața mea nu am văzut în toată lumea asta pe cineva jucând un joc mai prost decât joc eu FPS-uri pe mobil. Sunt sigur că un cimpanzeu epileptic ar fi jucat mai bine decât mine, dar din păcate cei de la Zoo m-au închis de unul singur în cușcă, așa că n-am avut de ales decât să emulez jocul pe PC în numele științei. Când în sfârșit mi-am șters lacrimile suficient să pot vedea jocul mai bine, am realizat că Standoff e o clonă Counter-Strike pentru mobil. Dacă ai jucat Counter-Strike în ultimii 20 de ani, știi deja cum e, iar dacă nu ai jucat și e prima dată când auzi de el, cum ai găsit canalul Bunicule? Tu împreună cu un grup de oameni, decideți că o parte dintre voi se vor îmbrăca în albastru, iar cealaltă parte în alte culori, de obicei maro, și vă veți folosi armele să scăpați de nemernicii care nu au avut inspirația să fie în aceeași echipă. Ok, aveți un magazin în joc și numeroase arme din care să alegeți și numeroase mape pe care să jucați, deși nu vor fi votate decât aceleași 3 mape de fiecare dată, și diferite moduri de joc, cum ar fi Classic sau Gun Game, dar cu alt nume pentru a evita acuzațiile de plagiatură. Există ligi diferite și rankuri și lootboxuri și premii pentru diferite lucruri făcute în joc și în afară. Skinuri pentru fiecare armă și o grămadă de microtransacții. Are și killcam și poți să și teabag-ui și să injuri pe ceilalți prin scris sau prin voice chat, la alegere. Și la fel ca jocul celălalt, reușește să arate de parcă a fost lansat acum 10 ani, dar rulează bine pe telefon și asta contează mai mult decât texturile. Dar faptul că e o clonă Counter-Strike face Standoff un joc rău? Absolut nu. Standoff face lucrurile în egală măsură de bine, chiar dacă nu original, și poate că le face pentru prima dată atât de bine pe mobil. Publisherii Counter-Strike au refuzat să își aducă jocul pe telefon pentru prea mult timp. În timp ce ei au ignorat oportunitatea asta, developerii Standoff au sesizat o cerere în market și au satisfăcut-o cu un joc competent, care acum e de 10 ori mai jucat decât varianta de mobil a celui din care s-au inspirat inițial. O chestie ce mi se pare de admirat chiar dacă nu sunt fan.
Fie că îi spui Mobile Legends sau Mobile Legends sau League of Legends după săptămână în vasul lui pe telefon, este un joc în care tu și alți 9 oameni vă alegeți fiecare un erou dintr-o mulțime de eroi cu diferite abilități, formați două echipe de câte 5 oameni și sunteți aruncați într-o arenă unde scopul vostru este să dați cu cealaltă echipă de pământ și să le distrugeți baza, mai mult sau mai puțin. Jocul se inspiră din League of Legends, după cum spuneam, iar când spun se inspiră din, vreau să spun copiază în întregime jocul până la limita copyright infringement-ului, dar și League of Legends a făcut asta cu alte jocuri și proprietăți intelectuale, deci sunt kit. Genul ăsta de joc mi se pare mult mai potrivit pentru mobil decât un FPS, pentru că ai acces pe ecran mult mai ușor la acțiunile de care ai nevoie. Dacă ați jucat League of Legends, Dota sau orice alt MOBA pe PC, e cam același lucru, dar mai simplu și mai rapid ca progresie. Skillurile se pot casta automat către inamici, la fel ca nevasta unui milionar faci bani și fără să faci nimic, și nu e nevoie să te întorci în bază să-ți cumperi echipament. Când mori, tot trebuie să stai un număr de secunde mort fără să faci nimic, iar după cum a spus Einstein, 30 de ani cu persoana iubită trec mai rapid decât 20 de secunde chinuitoare de așteptat în Mobile Legends. Iar din moment ce îmi fac cumpărăturile oriunde aș fi, nu prea știu ce să fac cu timpul mort, literally, în afară de să mă scobesc în nas și să-l înjur pe tipul ce m-a omorât pentru că joacă prost și doar a avut noroc de data asta. Alt lucru ce mi se pare ciudat e că după ce am jucat câteva jocuri întregi, am fost pus să fac tutorialul despre cum să distrug turete, ceva ce evident trebuia să știu de mult. Ce urmează, tutorialul în care învăț să intru în joc sau ăla în care învăț cum să nu scap telefonul din mână? Și n-am văzut în viața mea un joc așa de plin de monede virtuale diferite și metode de a-ți pierde atât banii din joc cât și pe cei reali. Iar în meniu sunt atâtea reclame, luminițe și pop-up-uri că de fiecare dată când deschizi jocul parcă te teleportezi în cea mai aglomerată parte a Tokyo-ului în mijlocul nopții. În concluzie, Mobile Legends e un joc ok, dar dacă chiar ești așa disperat să-ți pierzi timpul și banii, recomand un animal de companie, măcar el o să te iubească înapoi, probabil. După ce am spus despre Stand of 2 că s-ar putea să nu fie un joc îngrozitor, o parte dintre voi au lăsat comentarii spunând că există alte două jocuri concurente atât de bune că îmi vor topi creierul când le voi juca. Unul dintre ele este Call of Duty Mobile, celălalt este Critical Ops pe care încă nu l-am jucat. Dacă e prima dată când auzi de Call of Duty, mă bucur că în sfârșit a ajuns internetul și la fundul Marelui Canyon. Este un joc în care o mulțime de oameni se aruncă într-o arenă urbană îmbrăcați în haine de camuflaj și ținând în mâini, în mod paradoxal, arme care nu ar putea fi camuflate decât pe o pajiște de unicorn neon. Sarcina Power Rangerilor este cam aceeași cu atac mergi la bancă să faci un depozit într-un cont, doar că ei au de depozitat un număr cât mai mare de gloanțe direct în craniile adversarilor lor. Primul lucru pe care l-am observat este că după toate update-urile, jocul ocupa cam la fel de mult ca întregul internet descărcat de 3 ori. Din păcate, nu am avut 2 săptămâni la dispoziție să descarc și toate pachetele de texturi și efecte HD, dar sunt sigur că arată cât se poate de bine considerând platforma. Din fericire, nu cred că o să-mi schimbe semnificativ experiența aspectul pereților din joc, pentru că 90% din timp vor fi acoperiți oricum de degetele mele. Și deși l-am jucat pe mobil, cred că m-am descurcat surprinzător de bine considerând cât de tare m-am umilit în stand-off. Deci între cele două jocuri, ori creierul meu a făcut caporumbul la microunde și s-a expandat, ori modul în care controlezi jucătorul în Call of Duty e mai bun și intuitiv, deși n-aș putea spune exact de ce. O să merg pe a doua variantă și dacă tot suntem la capitolul îmbunătățiri, cod mobilul oferă și alte metode de a-ți decima adversarii, cum ar fi un atac aerian cu rachete disponibil la fiecare 3 nanosecunde, iar următorul pas pe scara absurdului ar fi să le detonezi tuturor o bombă atomică direct în creier. Pe lângă asta, modurile de joc sunt numeroase, de la clasicele moduri în care ori omori pe toată lumea, ori ai o echipă și te abții din a-i omorî pe ei, sau modul în care capturezi sau protejezi anumite zone, la chestii mai diferite, ca un Battle Royale în care jocul se schimbă semnificativ, cu toate că jucătorii nu prea par să înțeleagă lucrul ăsta, dar o să revin la asta când voi vorbi despre Free Fire. Înțeleg de ce jocul ocupa atât, mai lipsea doar un simulator de gătit să acopere fiecare nebunie a gamerilor. Acestea fiind spuse, probabil există și moduri mai rele de a-ți pierde vremea decât Call of Duty Mobile, iar dacă întrebarea ce te frământă e dacă e mai bun decât Stand of 2, pe scurt da, dar răspunsul întreg e că nu ar trebui să-ți pese de războiul FPS-urilor, doar joacă-te ce-ți place ție. Last Day on Earth îmi face treaba mult mai ușoară descriindu-se singur chiar în titlu prin cuvântul survival, atașat de numele jocului, tehnică pe care nu o înțeleg prea bine, pentru că un joc numit Ultima zi pe pământ e rezonabil un survival, altfel ar fi doar un joc în care ți aștepți cu nerăbdare sfârșitul, ceea ce mă îndoiesc ar fi foarte distractiv. Am început jocul prin a colecta lemn și pietre cu scopul de a-mi face unelte mai bune cu care să colectez lemn și pietre și poate și alte materiale. Ideea e că ești un om într-o lume infestată de zombie din ceva motiv și începi fără vreun lucru pe numele tău, dar încet aduni resursele necesare și construiești o bază pe care va fi nevoie să o aperi periodic de zombie, iar în ea și pe lângă vei dezvolta diferite mașinării și tehnologii și te vei asocia cu alți supraviețuitori care caută același lucru. Recunosc că m-a captivat destul de tare jocul de la început și a fost primul joc care m-a făcut să petrec ore întregi noaptea cu telefonul în mână, zicând că o să mai fac o singură tură până la pădurea de lângă să văd ce scoate zgomotele alea ciudate și poate și la casa abandonată din apropiere să văd dacă pot colecta niște piulițe în plus pentru radioul și motocicleta la care lucrez. Și dacă tot m-am întors cu ele acasă, poate construiesc și un duș lângă bază, pentru că bătutul de zombie mă face nu doar însetat și înfometat, dar și să miros destul de urât încât zombii au început să fie tot mai atrași de mine. Logica lor probabil fiind că dacă miros în halul ăsta,
asta sunt un cadavru numai bun de cerut în căsătorie. Dar când spun că încet aduni resurse, vreau să spun legendar de încet. Ai putea lăsa un melc să meargă pe lângă tine cât îți upgradezi baza de la un tip de material la altul, iar el ar putea face o tură întreagă în jurul planetei și când ar ajunge înapoi tu încă ai mai avea nevoie de 5 plăci de rumeguș presat pentru ultimul perete. Numărul de obiecte și resurse diferite din joc e așa de mare că e absolut nonsensic când consider că grindul necesar pentru a atinge și cele mai basic upgrade-uri ar putea fi clasificat ca sclavie dacă nu ar fi voluntar. Nu cred că exagerez când spun că jocul te poate ține jucând sute de ore și poate chiar ani de zile dacă îl joci în fiecare zi, mai ales dacă ești un jucător free-to-play, pentru că te oprește periodic din jucat cu o mecanică idiotică de energie limitată, fără să rateze vreo secundă în care ar putea să-ți vândă una din miliardele de resurse sau chiar un pachet cu efectiv orice vei avea nevoie vreodată să supraviețuiești atâta timp cât ai destui bani reali. Dar explică-mi cum are sens asta. Într-o lume post-apocaliptică, omul cu cei mai mulți bani poate să fie regele lumii și să aibă 50 de arme la el în orice moment în buzunarele armurii lui din Titan, în timp ce locuiește într-un castel avansat tehnologic. Credeam că ideea în post-apocalipsă este că banii și-au pierdut valoarea și lucruri ca mâncarea și materialele de construcție s-au apreciat mult mai mult, pentru că doar alea te pot salva de moartea în brațele unui zombi infometat. Dar în universul Last Day on Earth, aproape că poți să plătești un zombi să te lase în pace, spre deosebire de dezvoltatorii jocului ce nu te vor lăsa în pace indiferent câți bani le dai. Deci, este Last Day on Earth Survival un joc bun? Potențialul există și ar fi putut fi foarte bun, dar la cum arată acum, e un joc bun doar dacă tocmai ai fost încadrat în Forbes Top 500. După ce League of Legends a avut parte de un succes extraordinar de mai bine de 10 ani pe PC, cuiva i-a venit în sfârșit ideea evidentă că poate n-ar fi rău să existe o variantă a jocului lor pentru telefon, după ce Mobile Legends, clona jocului lor, deja a ajuns unul dintre cele mai jucate jocuri din lume de ani de zile. Wild Rift este League of Legends pentru mobil, iar dacă nu ai jucat League of Legends până acum, mă bucur să aud că poate încă poți să crezi în rasa umană. La fel ca în jocul original, faci parte dintr-o echipă de 5 oameni transportați într-o arenă unde vă luptați cu cealaltă echipă, online, nu degeaba e un MOBA. În joc câștigi bani făcând sarcini ce de obicei implică distrugerea inamicilor și a clădirilor lor. Îi folosești pentru a cumpăra echipament care te face mai puternic, iar pe lângă asta ai câteva abilități pe care dacă le folosești la momentele potrivite poți să-ți ajuți echipa să câștige. După jocuri primești puncte de experiență și un fel de monede pe care le poți folosi să-ți cumperi alți eroi. Diferitele particularități ale eroilor sunt foarte bine puse la punct și cât se poate de echilibrate și înainte ca cineva să-mi spună că eroii recent lansați sunt mereu overpowered, cu toate că e adevărat, trebuie să ținem cont că la fel cum ar fi extrem de dificil să ții în echilibru un cântar cu 150 de brațe și să testezi fiecare erou contra celorlalți 150, o muncă monumentală. Jocul nu diferă de varianta de PC în niciun mod semnificativ, exceptând controlul, care e ceva mai dificil fără mouse și tastatură dacă nu cumva ești Octodad, și poate și faptul că are mai puțini eroi momentan. Iar din cauza platformei, mi se pare că trecerea de la un nivel acceptabil de joc la un nivel profesionist e ca trecerea de la mâncatul unei felii de pâine pe stomacul gol la mâncatul unui sac de grâu crud. Comparativ cu singurul MOBA pe telefon ce l-am jucat până acum, Mobile Legends, e mult superior, iar experiența echipei din spate se vede. Nu numai că arată mult mai bine și are o interfață ordonată, ci mecanicile sunt totodată și mai complexe și mai accesibile, adică dispui de mai multe setări și lucruri pe care le poți face în termen de control. Dar dacă nu vrei să te complici cu asta și vrei doar să te bucuri de o experiență simplă, poți doar să joci legat la ochi, așa cum probabil fac deja majoritatea jucătorilor. În primul meu video despre jocuri pentru mobil, am spus că recomand Shadowfight 3 în loc de Shadowfight 2, dar între timp am fost informat de două lucruri. 1. Există Shadowfight 2 Special Edition, o versiune îmbunătățită a jocului ce are mult mai mult content și pare în general un joc mult mai bun și distractiv, asemenea mâncatului unui delicios tort cu ciocolată și frișcă. Și 2. Shadowfight 2 reprezintă pentru unii oameni un fel de întruchipare cerească și este un joc mult mai bun decât gunoiul de Shadowfight 3, un joc așa de rău și putred că ai putea compara jucatul lui cu a lua o gură din deliciosul tort numai ca să afli că umplutura nu era ciocolată, ci bălegare, iar la frișcă nici nu vreau să mă mai gândesc. Nu am de ales decât să fiu de acord cu majoritatea și, pornind de la premisa că Shadowfight 3 e jocul mult inferior, să vă explic de ce e așa de îngrozitor comparativ cu Shadowfight 2, nu Special Edition, evident. Grafica din Shadowfight 3 este de calitate mult mai bună, iar jocul are o mulțime de modele 3D colorate și animate, atât pentru arme cât și pentru jucători, dar cine și vrea așa ceva, nu? N-are farme cu unor siluete negre pe care abia le poți distinge unele de altele și o interfață învechită care mi-amintește de prima versiune Fruit Ninja. Când mă gândesc la varietatea mult mai mare de arme din Shadowfight 3 și la cum nu sunt toate funcționale identice, îmi vine să vomit. Upgrade-uri pentru arma pe care o ai deja, du-te bă de aici. Eventuri și misiuni zilnice și săptămânale, probabil îți ții creierul într-o debarat bunicule, toți copiii cool preferă nimic nou. Fraierii care iubesc Shadowfight 3 probabil cred că o poveste coerentă cu mult mai multe personaje e o îmbunătățire față de un șir plictisitor de lupte identice fără context, dar evident nu știu despre ce vorbesc. Și aș vrea să știu ce fel de nebuni vor un sistem de lupte complet îmbunătățit plus posibilitatea de a te transforma și de a debloca abilități magice. Probabil aceiași țăcăniți care preferă un sandwich cu șuncă și cașcaval la prânz în locul unui biscuit mucegăit cu noroi. Cred că singurul lucru cu care toată lumea e de acord e că Shadowfight 3 devine grindy pe parcurs și are mult mai multe moduri în care îți sugerează nu foarte subtil să-i dai bani. În fine, dacă ești un fan real al unuia dintre aceste jocuri, nu înțeleg de ce ai face spume la gură încercând să-l îngropi pe celălalt. Sunt create de aceiași oameni, deci ori joacă-l pe cel ce-ți place și atât, ori sapă mormântul developerilor și îngroapă-i cu toate jocurile lor. Sau, ceva mai practic, doar vezi de treaba ta. Altfel e ca și cum ai spune că ești vegan în timp ce-l ceri în căsătorie pe colonelul Sanders.
Plants vs. Zombies este unul dintre jocurile clasice apărute acum mai bine de 10 ani, care au dat startul unei revoluții de casual gaming atât pe PC, platforma unde au apărut original, dar mai ales pe Android, iOS și pe orice altă platformă țin cap în buzunar. O descriere a jocului sună ca prospectul unui medicament pe bază de plante împotriva halucinațiilor. Casa ta e atacată de zombie, iar prietenii tăi plantele te vor ajuta să scapi de ei. Aduni bani pentru că zombie au spart o bancă sau ceva, îți crește armata de la o zi la alta și cel mai important, te distrezi. În videoul meu nu o să vedeți prea multe nivele sau moduri de joc pentru că e un joc relativ lung și nu am ajuns prea departe acum, dar am jucat mult mai mult decât era cazul cu mult timp în urmă și știu că promite zeci de tipuri de plante și zombi de descoperit, o mulțime de achievement-uri și moduri alternative de joc și obiective adiționale pe lângă. Nu am numărat efectiv câte achievement-uri și unlockable sunt, dar estimez că numărul lor e undeva între 100 și cacălău. În mod surprinzător, nu am decât lucruri bune de spus despre joc, dar dacă vrei cu disperare ceva negativ, loading screen-ul de la început pare de-a dreptul o animație chinuitoare cu o durată bătută în cel mai groase cuie. Durează prea mult având în vedere că acum jocul rulează pe dispozitive literalmente din 12 ani în viitor din perspectiva lui. Melodia de la final chiar mi-a dat peste cap creierul de copil prima dată când am auzit-o. E amuzantă și creativă și genul de chestie ce în ziua de astăzi abia mai vezi în industria jocurilor fără suflet făcute să te drogheze periodic cu dopamină și să te stoarcă de ultimul ban cu care altfel ți-ai hrăni familia. Cu toate că e puțin învechit după standardele epileptice de astăzi, încă aș recomanda Plants vs. Zombies, măcar pentru valoarea istorică, dacă altfel ai ceva cu jocurile bune. Tocmai am aflat că Free Fire e unul dintre cele mai de succes jocuri din istoria jocurilor de mobil și posibil și a celorlalte platforme. Are peste 1 miliard de descărcări, un număr de neconceput. Asta înseamnă că de 3 ori mai mulți oameni luptă războaie imaginare în Free Fire decât au luptat pe bune în ambele războaie mondiale. Ai ajunge la numărul ăsta doar dacă efectiv fiecare om din România ar descărca jocul de 50 de ori. Cu așteptările foarte sus am intrat în Free Fire și am fost surprins de cât de bine arată. Meniul, cel puțin, încărcat cu modele HD strălucitoare și animate și de culori și luminițe care pot să satisfacă un attention span minuscul. Grafica din joc, în schimb, e complet altceva și se plasează undeva între foarte rea și Doamne iartă-mă. Discrepanța dintre obiectele lucioase multicolore create de jucători și elementele deja prezente în mapă e absurdă și face jocul să arate ca un colaj prost cu imagini din The Godfather și clubul lui Mickey Mouse. Nu aș cere grafică mai spectaculoasă de la un joc ce ar trebui să ruleze pe sute de milioane de telefoane pentru că scopul e să ruleze bine totuși, dar nu e vorba de dimensiunea texturilor în mare parte, ci de estetica amestecată care lasă loc de mult mai bine. Jocul în sine e un battle royale, adică o mulțime de oameni sunt aruncați într-o arenă care se micșorează pe parcurs, iar sarcina lor e să rămână ultimul om în viață și nu, cum se pare că au senzația 90% din jucători, să omoare cât mai mulți oameni. Majoritatea jucătorilor pare că au instinctul de prezervare al unei verzi într-o cireadă de vaci flămânde. Am jucat 7 jocuri și doar într-unul dintre ele am ieșit pe locul 2, pentru că tipul de pe locul 1 era ceva de mizeu. În toate celelalte am ieșit pe locul 1, așa că mă pot considera un expert certificat în Free Fire acum și uite câteva sfaturi. 1. Nimeni nu te va aplauda pentru că ai omorât 8 oameni ca apoi să fie omorât la jumătatea jocului pentru că, repet, scopul e să ajungi la final, așa că fă ca în timp de pandemie și evită interacțiunea cu alții pe cât posibil. 2. Adună resurse, în special armură și mențineți viața la nivel maxim dacă poți. Health pack-urile sunt foarte abundente și n-are rost să le păstrezi dacă o să mori în următoarea luptă. După ce câștigi, le iei pe ale tipului ce le păstra pentru viața următoare. Și 3. Vehiculele sunt ridicol de eficiente atât în a scăpa de inamicii care au senzația că o lovitură frontală de la o mașină e ceva din care scapi doar cu o zgârietură mică, cât și în a scăpa din situații neplăcute. De cele mai multe ori poți ajunge în top 5 doar plimbându-te cu un vehicul și colectând resurse din locuri nepopulate. Și când stai lângă un singur perete, poți să vezi și în spatele lui, deci folosește-te de asta în timp ce nebunul care aleargă înspre tine de pe partea cealaltă se întreabă dacă ești acolo sau nu. Ceilalți jucători se vor elimina între ei, deci cât timp înțelegi că să te protejezi e mai important decât să ataci, ar trebui să ajungi în top în majoritatea jocurilor tale. Dacă nu ăsta e scopul tău, nu înțeleg de ce nu joci direct un shooter competitiv ce nu te pune să aștepți o grămadă de timp între runde. Nu știu dacă Free Fire e cel mai bun battle royale, probabil nu, e doar cel mai popular, dar dacă îți plac Battle Royale-urile, recomand să te bagi dezbrăcat într-un sac și să aștepți în fața casei unui miliardar sperând la cei mai buni. Sau na, ai putea doar să încerci Free Fire, dar statistic vorbind deja ai făcut asta. Hai să aruncăm o privire peste unul dintre primele jocuri indie de succes major și unul dintre cele mai bune platformere 2D. Super Meat Boy este un joc în care controlezi un omuleț mic făcut din carne, care are de alergat și sărit peste obstacole extrem de mortale în căutarea iubitei lui, fata Bandaj, care a fost răpită de inamicul lui de moarte, Dr. Fetus. Cred că mai bine trecem peste detaliile astea, exact așa cum pare că au făcut și developerii. Jocul este foarte satisfăcător și distractiv, dar totodată și extrem de dificil. Și totuși, este tolerabil chiar și așa din două motive. Întâi, fiecare moarte duce imediat la repetarea nivelului și deci la o nouă încercare instantanee de a-l depăși. E greu să știi când să te oprești din încercat. Apoi, mișcările lui Meat Boy sunt cât se poate de controlate și nu includ deloc randomness. Fiecare repetare e identică cu cele anterioare, adică dacă exersezi suficient de mult, vei putea termina nivelele cu ochii închiși. Iar ca un bonus, la finalul nivelelor poți vedea toate încercările tale rulând simultan, în caz că nu erai deja suficient de dezamăgit de performanța ta.
Știți cum e cu toate jocurile astea în care sistemul de lupte nu constă într-un singur buton pe care îl apeși odată pe săptămână după care câștigi? Inevitabil, lumile lor ajung să fie invadate de îngeri și demoni cu care trebuie să te lupți și nu mă refer la Dan Brown. Străzile din Bayonetta sunt așa de acoperite de monștri că oamenii normali nu mai au loc pe ele și s-au încuiat toți în case așteptând liniștit să treacă apocalipsa. Din fericire, asta îi face loc protagonistei jocului să intre în scenă. O femeie cu picioare atât de lungi că atunci când merge la zoo are nevoie să se aplece pentru a putea hrăni girafele. Bayonetta continuă tradiția jocurilor ca Devil May Cry de a avea bătăi aproape indescifrabile dacă nu ești tu cel care se joacă, iar după spectacolul de culori afișat pe ecran, ascunde un sistem complex de combo-uri și atacuri speciale prin care personalitatea ta poate străluci. În alte cuvinte, pregătește-te să apeși butoane random de la început până la sfârșit. Există și o poveste în spate, dar vorbim aici despre un joc în care hainele protagonistei sunt făcute din părul ei de pe corp, deci nu te aștepta la Shakespeare. Dacă îți dorești o provocare în schimb, recomand să-i dai o șansă. E disponibil cam pe toate platformele care nu au loc în buzunar. Există și Bayonetta 2, iar 3 se va lansa anul viitor, dar sunt disponibile doar pe Switch, deci în România le pot juca maxim vreo 4 oameni. Ți-ai dorit vreodată să ai propria fermă? Nu? Dar să ai propria fermă populată în exclusivitate de niște creaturi gelatinoase numite și slime-uri? Tot, nu? Ghinion, pentru că în Slime Rancher ești un explorator slash fermier trimis pe altă planetă, unde jeleurile astea cresc într-o mulțime de medii colorate și distractive, iar treaba ta este să le găsești și să le capturezi cu un aspirator. Le vei duce la ferma ta, unde le poți construi țarcuri, iar dacă le dai de mâncare periodic, ele îți vor face ziua mai frumoasă și îți vor oferi în schimb cristale colorate cu care îți vei putea dezvolta ferma. Diversitatea de slime-uri e o adevărată nebunie, iar căutarea lor și dezvoltarea fermei fac Slime Rancher genul de joc în care vei spune că mai joci 10 minute, pentru că mai ai de adunat niște morcovi pentru o mâzgă zâmbăreață, doar să ieși din transă vreo 6 ore mai târziu obosit și înfometat. Nu înțeleg exact ce parte a jocului ne stimulează creierul de vânător culegător, dar dacă pare ceva ce ți-ar plăcea și ai ocazia, încearcă-l doar 10 minute, apoi spunem cum ți s-au părut primele 6 ore. Cine a spus că gătitul e greu? Singurul lucru care mă oprește pe mine din a deveni Masterchef e dosarul penal de la ultimul incendiu pe care l-am provocat, dar în apărarea mea nu e ușor să faci pâine prăjită. Din fericire, niște developeri atenți s-au gândit la oamenii ca mine care vor să se convingă că ar putea face măcar un zombie să guste ce au gătit. În cazul ăsta chiar un zombie pâine, ce mică e lumea. În Overcooked 2, zombie pâine prăjită atacă regatul regelui Ceapă și e treaba ta să faci de mâncare pentru ei sau așa ceva. Dacă nu ai jucat Overcooked până acum, probabil e o experiență ce lipsește din viața ta. Jocul e extrem de distractiv și foarte bun de jucat cu un prieten, doi prieteni sau chiar trei dacă ai suficientă imaginație pentru așa mulți prieteni imaginari. Ce îl face unic, ignorând Overcooked 1, care nu trebuie jucat pentru că 2 e doar 1, dar mai bun, este că tu și prietenii tăi neîndemânatici trebuie să vă coordonați pentru a găti diferite mâncăruri folosind ingrediente de bază, cuțite, tigăi, cuptoare și diverse electrocasnice. Toate astea în timp ce mesele și podelele pe care lucrați se învârt, iau foc, plutesc pe apă, se teleportează, cad din cer sau sunt distruse de Cthulhu Super Saiyan 5, iar ocazional zombie pâine vă dărâmă ușa. În The Pathless, iei rolul unui erou cu un vultur pe umăr care trebuie să readucă pacea într-o lume coruptă de un războinic întunecat. Nu-i tocmai un scenariu nemai auzit, tipii răi destabilizează lumea în fiecare zi, dacă nu mă crezi, doar pornește televizorul pe un canal de știri. Însă aici ești lăsat fără indicații de la bun început și totuși rare ori vei simți că te-ai pierdut, pentru că jocul se descurcă excepțional de bine la a te ghida către obiectivele tale. Dacă nu cumva ai ochii închiși, poate ai observat că traversarea lumii se face într-un mod unic și care te va ține captivat în fiecare moment de joc, mai puțin când rezolvi puzzle-uri care, deși sunt mai lente și un somnifer potent, oferă o pauză de la acțiunea constantă. Mai puțin când se întâmplă asta. Fiecare platou e păzit de propriul gardian bestie coruptă și nu vei pleca de aici până nu dai jos toată murdăria de pe monștrii ăștia în niște secvențe de vânătoare și luptă fascinante. Dacă nu ești convins să joci, nu mai am de adăugat decât că ocazional pasărea se murdărește și va trebui să o scuturi de praf. Deci joacă The Pathless dacă mereu ți-ai dori să fii omul de serviciu într-un muzeu de istorie naturală. Se spune că ești ceea ce mănânci. Dacă asta e adevărat, atunci inamicii din Hotline Miami sunt un baraj de pumi serviți în suc propriu, un triliard de gloanțe 30 de minute la cuptor, suflet de baros peste față, tac de biliard înăbușit între ochi, extracție dentară cu crosă de golf pe pâine prăjită, pentru că asta mănâncă în fiecare secundă. Nu că jucătorul ar fi diferit în vreun fel. De fapt, 99% din timp, jucătorul e cel ce servește un bufet suedez cu toate sortimentele de bătaie incluse, doar că abilitatea lui unică de a apărea înapoi în încăpere o nanosecundă mai târziu pentru încă o încercare îl face să uite destul de rapid ce s-a întâmplat, în caz că bătele de baseball peste cap nu făceau destul de bine treaba asta oricum. În caz că nu am sugerat suficient de clar, două lucruri se întâmplă aici. Unul la mână, Hotline Miami e un joc foarte violent, doi la mână, mi-e foarte foame. Dar să revenim la prima chestie câteva momente. Dacă nu ai jucat încă și nu ești deranjat de câteva cisterne de sânge pe centimetru pătrat de ecran și cauți un joc de acțiune visceral care nu-ți oferă o pauză să respiri, Hotline Miami s-ar putea să fie pentru tine, mai ales dacă ești ocazional contactat de capete plutitoare de animale care te trimit să măcelărești un întreg cartel sau ceva. Are și un sequel în caz că ești complet psihotic. Acum scuză-mă când mă duc să măcelăresc un sandwich. Poveștile în jocuri par să fie un subiect foarte controversat în ziua de azi. Odată la ceva timp, cineva lasă un comentariu spunând ceva de genul: din punctul meu de vedere, jocurile nu ar trebui să aibă o poveste. Părerea asta nu e numai complet greșită obiectiv vorbind, ci oricine o are ar trebui închis într-o închisoare de maximă siguranță formată din 10 insule plutitoare suprapuse aflate în orbita planetei, iar fiecare insulă
insula ar trebui să aibă un paznic puternic și distinct cu atacuri unice și mecanici proprii pe care omul trebuie să-l învingă pentru a putea trece mai departe. Dar ca să fim corecți, cred că ar putea fi ghidat de un om cu cap de iepure care se teleportează. Dar în spiritul povestea să tacă dracului, vreau să vă recomand Fury, scris de parcă îți sugerează să comiți o infracțiune, un joc despre un tip care seamănă cu Afro Samurai spălat cu clor de câteva ori, evadând dintr-o închisoare de maximă siguranță formată din 10 insule plutitoare suprapuse aflate în orbita planetei, iar fiecare insulă are un paznic puternic și distinct cu atacuri și mecanici proprii. Nu există mult context pentru treaba asta și asta e parte din frumusețea jocului. Ce contează aici e evadarea spectaculoasă a străinului, luptele cu paznicii închisorii, dacă vrei să le spui așa, fiecare într-un mediu complet diferit. Jocul per total arată excepțional, are un soundtrack foarte bun și nu e foarte lung, dar e suficient de greu că va fi lungit artificial de morțile tale repetate. Deci dacă nu ești mort după narrative complexe și doar vrei o provocare, nu rata Fury, altfel o să-ți Fury singur căciula. În caz că ești în căutarea unui joc care te va face să simți că iei parte la o aventură grandioasă într-un univers epic medieval plin de castele înalte, monstruozități gigantice, creaturi fantastice și magie, nu există un moment mai bun să încerci Elden Ring, un joc open world cu toate lucrurile menționate anterior care se îndepărtează de formula clasică a jocurilor de genul, adică grind non-stop, conținut care te adoarme și cerșit de bani constant. Dacă ai auzit de Dark Souls, Elden Ring este practic Dark Souls open world și e extraordinar. Elementul cheie în jocul ăsta este descoperirea. Dacă vrei o lume bogată și atent construită, jocul are una dintre cele mai bune. Dar și dacă povestea sau lumea fantastică nu sunt neapărat chestia ta și doar vrei o provocare serioasă, ești mai mult decât acoperit și pe partea asta, cu zeci de boss battle-uri și creaturi care abia așteaptă să-ți transforme fața în marmeladă. Jocul s-a lansat doar de câteva săptămâni și da, costă și e disponibil doar pe PC și console, dar dacă ai posibilitatea să-l joci, îți garantez că merită. În 12 minutes, joci ca un tip obișnuit care se întoarce de la muncă doar să descopere că are din nou una dintre zilele alea enervante în care după ce intri în casă, ești blocat într-o buclă temporală de 12 minute care se sfârșește cu tine murind aproape de fiecare dată. O zi de luni, practic. Treaba ta este să încerci să depășești cele 12 minute, deși știu că să depășești 12 minute sună ca un coșmar pentru unii bărbați. Dar cu suficient antrenament, vei identifica locurile cheie prin care să-ți bagi degetele și vei învăța să iei pauze de la acțiune pentru a te răcori din când în când. Despre ce vorbeam? Oricum, descoperi ce face ziua să se repete și încerci să previi asta, precum și moartea ta și a soției tale la mâinile unui nebun care vă intră în casă. 12 minutes este unul dintre jocuri pe care nu le recomand pentru o poveste sau un gameplay nemaipomenite, ci doar pentru că îmi plac călătoriile în timp și sper că un pic de susținere pentru un joc de genul o să ne ofere într-o zi un joc cu un time loop și mecanici accesibile care e chiar foarte bun, nu doar neobișnuit de ok. Îmi place că nu te copleșește cu opțiuni și cam tot timpul ai o idee despre ce ai mai putea să încerci, însă în ceea ce privește povestea, unii ar spune că se prăbușește înspre final la fel ca un castel de cărți făcute din hârtie igienică. Probabil că cea mai bună experiență pe care ai putea să o ai e una în care te oprești la 3 sferturi din joc și îți imaginezi tu restul. Să ghicesc, ai jucat Subway Surfers și ți-ai spus, wow, ce joc original, sunt sigur că nu plagiază de-i sar capacele? Temple Run, incredibil, doar rearanjează literele, scapă de câteva, adaugă câteva în plus și obții... Doar gândește-te 3 secunde la cine este acum cea mai populară mascotă din gaming, timpul a expirat. Motivul pentru care Pepsi Man a ajuns eroul unei întregi generații este că în Pepsi Man, pe PlayStation 1, el ne arată că nu este teamă să se dedice unei cauze, alergând în mijlocul străzii printre mașini, prin deșert urmării de bizoni sau de motocicliști agresivi, prin orașul Pepsi în timpul unei apocalipse sau fiind fugărit de o doză uriașă de Pepsi, toate astea pentru a livra doze de suc oamenilor care chiar au nevoie. Există jocuri cu povești mediocre și ceva gameplay de umplutură, apoi există jocuri cu povești extraordinare și gameplay legendar, iar Pepsi Man le întrece pe toate. Nu degeaba a fost ales Game of the Year multipli ani la rând. Poate că Fortnite este în trending acum, dar nu de mult turneele de Pepsi Man curgeau precum curge inevitabil Pepsi-ul în pahar de fiecare dată când pornește acest joc clasic. Mai ales după ce Cola și-a schimbat formula și a înlocuit scorțișoara cu scorții, îmi vine să vomit ce dracu au pus în el, nu mai are niciun gust acum, trebuie să schimb tabăra și să-l îmbrac pe Moș Crăciun în albastru șoara. Cu o mascotă de un succes atât de masiv, cei de la Pepsi nu au avut de ales decât să scoată din uz pentru a le da și celorlalți o șansă cinstită și au trecut la reclame de pe altă lume de absurde ca... Ce zici de un Pepsi? Bineînțeles! E super cool să faci alegeri pe gustul tău! Acum și în varianta Pepsi Woman. Toată viața m-am temut că într-o zi voi fi răpit extraterestri și că îmi vor da să rezolv o problemă de matematică pentru ca ei să nu distrugă planeta. Îmi cer scuze pentru inevitabila soarta Pământului din ziua când asta se va întâmpla. Din fericire nu trăim coșmarul ăsta încă, nu ca protagonistul din Infinity Factory, un inginer răpit extraterestri și obligat să construiască chestii pentru ei efectiv pe bandă rulantă. Mai presus de orice, jocul ăsta este un joc pentru ingineri sau tocilari cărora le place să automatizeze procese, iar eu voi fi primul ce recunoaște că are boala asta uneori. Conceptul e simplu. În fiecare nivel ți se dau niște unelte, o chestie pe care să
o construiești și un loc în care trebuie să ajungă chestia, de obicei produsă de multiple ori și cam asta e tot. Acum găsești o metodă să faci ce trebuie să faci. S-ar putea să ai nevoie de niște orientare în spațiu și nu doar pentru că ești în spațiu, lol, ci și pentru că aparent să construiești linii de producție nu e tocmai ușor. Infinity Factory e un joc destul de ciudat și pentru oameni cu gusturi foarte specifice și posibil obsesiv-compulsivi, dar dacă ești genul ăla de om și încă nu l-ai jucat, n-ai pentru ce. Ai vrut vreodată să te întorci în timp pentru a schimba trecutul ca prezentul de azi să fie altfel? Nu mă refer în modul plictisitor în care te întorci să-l omori pe cel mai nepopular om care a trăit vreodată, căruia n-am voie să-i spun numele sau TikTok îmi va da videoul jos din nou. Există deja un milion de alți călători în timp care sunt acolo să-l omoare pe cancelarul emo al Germaniei anii 40. Revenind, oricine și-a spus măcar o dată: "Wow, dacă știam că Andreea vrea un prieten care să o facă să plângă în fiecare zi, poate eu luam eu înaintea prietenului ei actual în loc să-i ofer cornul și laptele meu în fiecare zi la școală." Cornul și laptele, lol. Dacă te întrebi de ce trag de timp atât în loc să vorbesc despre joc, este pentru că The Forgotten City e destul de greu de descris fără spoilere, dar haide că încerc oricum. Te afli într-un oraș al oamenilor fără păcate până când cineva comite un păcat și sunteți cu toții anihilați de o forță divină, sfârșind ziua într-un mod nu foarte plăcut. Însă fiecare final de zi aduce cu el un nou început al aceleași zile, în care va ține numai de tine să descoperi ce secrete ascund orașul și oamenii lui și cine sau ce cauzează catastrofa. Deci dacă ai un pic de răbdare și o pasiune pentru rezolvat mistere, The Forgotten City e un joc pe care trebuie neapărat să-l încerci. Într-o lume în care nimeni nu s-a obosit să inventeze conceptul de autostradă, ești un soldățel cu un arc în mână care pleacă într-o aventură să omoare fără niciun motiv vreo 20 de monstruozități care își văd liniștite de treaba lor. Karma face ca eroul nostru din Titan Souls, ăsta este titlul jocului în caz că te întrebi, să își uite 99% din arsenal acasă și să plece la drum cu o singură săgeată, cumva convins că îi va fi suficient. Din fericire pentru el, săgeata a fost dresată să se întoarcă înapoi la stăpân la apăsarea unui buton. Monștrii cu care te lupți au o singură vulnerabilitate și ține de tine să o descoperi și să o exploatezi pentru a-i pune la pământ, salvând lumea sau distrugând lumea, habar n-am care-i povestea. Dacă ești un fan al jocurilor în care tu ești un purice nesemnificativ care se luptă cu creaturi uriașe care te pot face gem cu o simplă atingere, Titan Souls s-ar putea să fie jocul pe care îl cauți. În caz că nu e, pe canalul meu găsești 10 de alte jocuri pentru toate gusturile, nu doar pentru fanii gemului.